Ekete bekete tsukata mau fa fa donima expeștira moș draus. Astea sunt dulciurile dei. Astea sunt dieta mea pentru următoarea săptămână sau florile dei, că încă nu m-am hotărât. Era fost ziua dei și a venit săraca direct împreună și a luat bărbatul repede de mână, că de păr nu puteam să zic că abia așa pus implantul. Și au venit cu tot, cu daruri, cu alea, cu alea, cu alea încoace. Și eu i-am prins de tot de mână. În parcare am luat toate cadourile și acum să vedem ce mai uite și paci. Că suntem și noi oameni. Și avem și noi nevoie de o eșarfă, de ceva. Doamnelor și domnilor, Dinu și Dea Maxer! Stai că faci! Dă-i la fată, dă-i la fată, florile! Din partea echipei Teo Show. Că tu rămâi ea. Dar lasă-mă să te pup pe tine. Așa frumoasă. În numele echipei, atunci. Vai, așa frumoasă. Deci ești superbă, pe zi ce trece. Jur că dacă nu te iubeam și nu te apreciam, să știi că nu-ți făceam complimentele astea degeaba. Mulțumesc din suflet. Păcat că ești măritată, că altfel zău de nu treceam la fapte. La aici, mulți ani, mântrăiești, să fii sănătoasă, mulțumesc, și voioasă și înconjurată de toată dragostea din lume. Asta era celălalt buchet din care puteam să... Astăzi am vorbit despre o dietă. Astăzi, și dacă nu le mănânci, le poate mânca Maia. Maia, mulțumesc mult, mult. Sunt dulciuri. Sunt dulciuri, mi-am dat seama. Spune-mi, te rog, de ce tocmai specific turcesc? Ce v-a apucat? Păi este stilul pe care pe mine mă reprezintă, da. Mă reprezintă și mi-am dorit o petrecere altfel. Anul trecut am făcut o petrecere pe tematică mov, pentru că iubeam și iubesc culoarea asta. Uite că nici anul ăsta n-am scăpat de ea. Mi-am dorit tare mult, pe lângă alte cadouri, și un costum de belly dance mov. Nu, am eu prietena mea, designer, Victoria Sava, știi, îmi face mie costumele. Am venit eu la tine cu costume frumoase făcute de ea. Și tot ea mi-a creat și costumul acesta. Și a fost unul din cadourile pe care mi le-am dorit foarte mult și ea l-a realizat. Surpriza din partea lui Dinu. Ce ai pregătit, Dinu, pentru aseară? Da, din ala care încă nu-i pe piață și a fost destul de greu, dar am reușit. Da, sip în Dubai, pe undeva l-a adus cineva și da. Stimați respectatori, ce s-a întâmplat aseară? Ritmuri orientale despre care vă povesteam, cadourile, mâncarea, băutura și mai ales invitații senzaționali a acestui cuplu fantastic, în câteva clipe, să vedem și noi să ne înțelegem. Bairam de Bairam! Dea Maxer știe cum și cu cine să petreacă, astfel încât a organizat o petrecere de ziua ei, cum rar ne este dat să vedem. Invitați cu nemiluita, dansuri orientale și, desigur, delicatese turcești. Sunteți pregătite, fetelor? Facem atmosferă? Hai, Oana, dă-mi din bure! Dar n-am băut, n-am mâncat nimic! Nu pot așa, pe zero! No? Păi intrăm în forță, că am văzut aici pe la geamuri că nu se întâmplă nimic! Hai, Oana! Hai că ne-am făcut o intrare. Cred că ne vede toată lumea acum. Uite, pe sărbătorită, la mulți ani. Uite cum ne salutăm în seara asta. Bine te-am găsit, dragă. Cam așa ne salutăm. Eu m-am conformat, am auzit că e petrecere pe tematică așa turcească. Am luat o salbă corespunzătoare și că noi am intrat în pas de dans. Nu știu dacă ai observat, spune-ne dacă dăm bine. Ia, de aici. Am învățat bine? Uite, a venit și turcul meu, Gazi de Mirel. Este Suleiman de România, îl știți deja. Petrecere mare. Normal, trebuie să dansăm, să ne simțim, deci, bine, că e ziua mea. A venit și din Arabia Saudită cineva, nu? Opa, cadourile așa de la început? Mamă. Din Dubai special. Ce tare! Fără preț. Da, de pus pe mână, nu? Câte fără preț? Da. Se pare că serialul Bahar a devenit sursa de inspirație a vedetelor. Nu se iubesc ele ca în film,
dar organizează petreceri tematice aproape identice. Dea Maxer a ales un moment important din viața ei, împlinirea celor 26 de ani, pentru a pune în scenă anumite cadre din serialul ei preferat. Petrecerea mea tematică o să aibă foarte mulți soliști de muzică arabească, turcească, o să mănânce specific, o să dansăm, o să facem poze haioase, se întâmplă multe lucruri drăguțe. Și am primit multe cadouri! Și încă un cadou, te rog frumos, ia și pe acesta. Mamă, dar chiar că ai primit! Desfac? Hei, Cristina! Ce cadou ți-a făcut turcul tău? Soțul meu mi-a adus telefonul mult dorit, care face niște selfie-uri de alea super mișto, că na, toate ne facem selfie-uri acum. Și l-am convins că în greu, că e cam scump telefonul, dar mi l-a luat până la urmă. Bă, dar ce observ eu aici? Ai mâinile colorate. Sunt pictate cu henna. Vă știți că e tradițional, tradițional turcesc, ați văzut și în serialul difuzat la Canal D și mie îmi place, eu sunt fan. Să vedem, ce mănâncă domnul Lisa aici? N-am mai fost cineva. Da? La... Ce mâncați? Nu știu, Oana îmi pune în gură. Oana, ce mâncăm aici? Ce-mi pune? Dragă, la masă nu se vorbește. Dar ce-i asta? Ce-i asta, mă? Prăjitură, cataif. Nimic nu știi. Doamne, am venit cu o foame de pe drum, dar eu nu știu cum e cu mâncărurile astea turce. Ce mănânci tu aici? Nu știu. Așa fără să știi ce e. Asta a fost o chestie lungă care zice că sunt mici. Un fel de mic românesc, dar foarte picat, foarte bun. Da, e mâna ei. Așa și? Ce văd? Humus ăla, știu. Ăla. Humusul. Păi care ăsta? Ia, arată-mi care. Ăsta cred că e. Pare că la ce domnișoare sunt pe aici, s-ar putea să se lipească vreuna de tine. Am acasă iubit, îmi pare rău. Opa, a apărut cineva în viața ta. De câteva luni. Cine este domnișoara? Iubita mea este iubita mea. Nu mai arăți? Nu vrei să apară deocamdată. Da. Adică deocamdată mai mult. Unde ai găsit-o? Cine e? Zi-mi acolo două vorbe despre ea. Ne-am găsit unul pe celălalt. Ea ți-a luat piatra asta verde la gât? Da. Dar ea cu ce se ocupă? Cu de toate. Păi nu, că văd că ți-a dat niște pietre. Asta neagră o știu, e pentru virilitate. Da, cazul meu. Printre altele se ocupă cu astrologie, cu numerologie, cu zodii. În care am Păi ea te-a găsit pe tine, nu tu pe ea. Ea m-a găsit cu mine. A dat în pietre acolo și... Și cred în toate astea și eu. De obicei, ce se întâmplă? Am căzut și mi-a rupt o coastă. Și îți dai seama că mă cam doare. Am un corset pe mine. O fi o grasă, dar mi-am pus asta să acopăr. Dar nu cred, dar ce s-a întâmplat? Am alunecat. Acum cu iarna? Da, și cu iarna și cu... M-am grăbit cu tocurile, țop, 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 și am căzut și mi-am rupt-o. Și cu asta nu se poate pune în gips. Și sunt acum în tratament. Sunteți vesele și totuși ați venit să petreceți. Ei, trebuia să vin, că Dea și cu Dinu fac parte din prietenii mei apropiați. Gabi, frații lui Dinu. Da, cum este să aveți o familie atât de artistă, să spunem? Foarte plăcut. Este un lucru minunat și îmi doresc fiecărui om de pe planeta asta. Și se pare că ai o familie atât de artistă? Eu sunt în lumea sportului și tot timpul m-am ferit de televiziune. Cum se mi se pare? Mi se pare normal pentru ei. Spun eu cum, se ascund mereu de camere. Ah!
Platou, ghedita mai Platou, pe cap în astea echilibru. De la aniversarea Dei nu au lipsit nici Andreea Tonciu și soțul ei. Toată seara au stat unul lângă celălalt, au zâmbit și s-au giugiulit. Soțul Andrei a fost foarte atent ca viitoarei mămici să nu îi lipsească nimic. Cel mai așteptat moment a meritat. Iubita mea, a trebuit să respiri cu porția, să dansezi cu toată lumea, să mulțumești pe toată lumea. Dar da. Și toată lumea a fost foarte încântată. Toată lumea a fost foarte încântată. O să-mi cer scuze public tuturor invitațiilor mei că n-am avut timp de fiecare în parte și am fost mustrată astăzi, să știi că n-am făcut poze cu prietena mea sau cu vecina sau cu mama sau cu nașa sau cu... Da, n-am, toată lumea trage în toate părțile. Așa e, e ca la nuntă. E ca la nuntă, da, așa o petrecere e. De 80 de persoane și e greu să organizezi. Hai să-ți arăt că de ziua mea ai primit și tu ceva. Așa, tararararara. Pe lângă cadourile așa, mele pe care o să... Pe care nu mi le dai, da, le dau, dar ți le arăt. Ai primit și tu... Ți-a mai trimis ție, Roxana, preoteasa, niște bijuterii. Este fata aceea din Craiova Designer. Așa, mulțumesc mult. Ți-a trimis coronițele mult promise. Ce drăguț! Aceea este pentru tine și aceasta este pentru Maia. Perfect. Deci, ce ziceți de mine? E foarte elegantă, să știi. O poți spune la o roche de seară. E foarte adevărat. Și îți mulțumesc mult de tot. Cu mare, mare drag. Ta-da! Ce ți-a plăcut cel mai mult și cel mai mult și cel mai mult? Cel mai mult și cel mai mult mi-a plăcut telefonul de la Dinu și costumul de la Victoria, pentru că sunt lucrurile care mă reprezintă și da, cu care stau zi de zi, dar am primit multe lucruri drăguțe. Uite, un portofel din Istanbul adus de Gazi, de Mirel și de soție, pe lângă alte câteva bijuterii. Gol? Am primit... Hello! Întotdeauna un portofel trebuie... pus cu bani, da, asta am zis și eu, ai auzit un pic, un pic acolo de simbol. Uite că nu se vede nimic firmă, niște seturi așa, am primit multe parfumuri. Ce frumușel! Uite, poșetuța asta, uite ce drăguță. Nu mă pricep la poșetuțe, dar niște cârpițe ai? Drăguțe, drăguțe. Poșetuțe sunt pe din afară. Cârpiță, cârpiță ai? Da, uite una pe stil marocan, mi-a adus o margherita din Clejani. Stai să te arăt. Îți dai seama câte, da, câte cadâne au fost și pe divan case, în seara e ceva de, genul. E dar cum foarte... zici că se numește Efsun? Tu ești Efsun, așa? Dacă... Da, varianta bună a lui varianta Efsun. Varianta bună a lui Efsun. Și asta e altă, varianta altcuiva. Stai așa, să le am punem înapoi. Am primit multe cadouțe drăguțe. Uite, chestia asta mi-am dorit-o mult. Nu mai știu de la ce am primit-o, dar cred că nașa mi-a dus-o pentru GPS. Îl folosesc foarte mult în București că mă rătăcesc. Opresc... Nu te rog, storcătorul de ce? Nu e storcător, e un robot de bucătărie. Pentru că eu gătesc foarte mult acasă și nașa cu nașul au spus că trebuie să-mi ușureze treaba și atunci au luat un robot de bucătărie. Foarte frumos! Da. Vă mulțumesc mult pentru că ai împărtășit toate astea cu noi, pentru că sunt momente fericite și vesele și avem nevoie de ele. Cârpițe frumoase, cârpițe frumoase. Vă face mișto arată da. Și cred că sunt fantastic. Dar de dansat în seara asta, mă tem că va trebui tot mare textul, drag. Așa. Da. Ce dansăm în seara asta? Are vreun nume? Nu. Este un classic belly dance și mai ales că eu promovez ideea asta de belly dance pentru că eu fac aerobic belly dance. Da? Predau pentru fetițe de la 4 ani până la 14, mm-hmm, dar și pentru adulți și vă aștept pe pagina mea de Facebook Dea Maxer sau aerobic belly dance cu Dea Maxer. Splendid! Să vedem un exemplu, 2, 3, după care ne întoarcem, pun cadourile la loc!